Viața cu lui. E sezonul de vânătoare. Săprioarele se prind în liniște. Îmi amintesc prima vânătoare împreună cu tata. Cea mai frumoasă amintire e gustarea pregătită de mama. Am mâncat-o pe drum? Nu pricep de ce unora le place să ucidă căprioare. Mie nu mi se par deloc periculoase. Repede! Ne urmărește o turmă de capre sălbatice! Au coarne și ne vor împunge! Din păcate, lumina farurilor paralizează căprioarele. Mă întreb ce-or gândi căprioarele. O fi o mașină sau... Sunt norocoasă și vin spre mine două motociclete. Oricum, ca să prinzi căprioare ai nevoie de o gogoașă. E mai eficientă și dacă n-o prinzi, știi tu, ai ce mânca. Ceea ce e plăcut. Cred că văd una. Pe urma căpriorului. În Wisconsin sunt 5 anotimpuri. Primăvara, vara, toamna, iarna și sezonul de vânătoare. La o parte, e al meu! Uite-l! Pe el! Dintre toate, sezonul vânătorii era cel mai liniștit în casa mea. E o caracatiță foarte drăguță, Tommy. Mama, e un boic! Uite-l și pe al meu, mamă. L-am făcut la ora de desen. Să vedem. O, ce frumos familia noastră. Lui, unde e tata? La vânătoare. De când a început sezonul de vânătoare, nu-i deloc acasă. Haide, te rog, desenează-l și pe el. Bine. Am uitat cum arată. E tipul ăla subțire cu ochelari? A, nu, acela e tatălui Beaver, domnul Cleaver. E înalt, are sprâncene stufoase și dă mereu sfaturi. Acela e Fredman Murray, din cei trei fii ai mei. Doamne. Sezonul căprioarelor. Minciuni. E sezonul fără capre. Oh, căprioare mică, cer prea mult. M-aș mulțumi cu o căprioare de jucărie sau cu una împăiată. Bună, bună, dragă. E ceva rece? Te rog frumos să te uiți cu atenție la desenul fiului tău. Da, e foarte drăguț. Ce, o caracatiță? Celălalt al lui Lui. E un portret de familie. Da, așa se pare. Nu o să devină un Picasso, îți spun eu. N-ai observat că lipsește ceva? Ba da, talentul. Nu, tu nu ești în tablou. Poți la zid de propriul copil. Simte nevoia să stea cu tatăl lui. Ar trebui să-l iei pe lui la vânătoare. Ce? Nu poți lua un copil acolo. Aduce ghinion. În dimineața următoare m-a trezit alt deșteptător. Și pe ăsta nu l-am putut opri. Îmbracă-te, Picasso, vii cu mine. Era incitant. La vânătoare cu tata. Tată, îmi dai o armă? Nu, copiii nu primesc arme. Pot să țin gloanțele? Copiii nu primesc gloanțe. Atunci ce fac copiii? Mai tare, lui. De ce să imit sunetele căprioarelor? Tradiție. Tradiție? E o nouă tradiție, bine? Hai, să aud o căprioare. Vino, lui, să te învăț ceva. Secretul vânătorii e să înțelegi cum gândește prada. Cunoaște-ți dușmanul. Ele te urăsc, urăște-le și tu pe ele. Da, tată, căprioarele sunt tare fioroase. Am văzut Bambi. Ce fiare monstruoase însetate de sânge. Clasica propagandă. Să vă reamintesc de vânătoarea organizată de Feldman? Spune. Tu ai fost la vânătoarea aceea? Și ce s-a întâmplat? Ne spui și nouă? Să mergem. Să vă zic o povestioară. Hei lui, scoală-te. Ce? Încolo sunt căprioarele, băieți. Ești sigur, Anderson? Dacă sunt sigur, ursul trăiește în pădure. Soarele răsare la est. Două orele fac o faptă bună. Nu. Vreți să vă povestesc sau nu? Ne rătăciserăm pe tărâmul caprelor fără arme și fără muniție. Bum! Lampa lui Feldman a explodat. Tabăra s-a umplut de fum. Ne-am retras toți opt în pădure. În vestele portocalii eram ținte sigure. Wow! Ce-ați făcut? Ce puteam face?
Ne-am adăpostit sub un pin înalt și am așteptat. Prima capră a apărut după 10 minute. S-a dus direct la prietenul meu Martin și l-a luat în coarne. Nu mint, s-a aflat că suntem acolo. Ne-au încercuit. Din coarnele lor săreau scântei. Am încercat să ne ascundem, am stricat, ne-am agitat, dar degeaba! Hei, ajutați-mă! Hei, băieți! Uneori căprioarele pleacă, alteori nu pleacă deloc. Mulțumesc! Uneori te privesc fix în ochi și te împung cu coarnele! Mulțumesc! În acea seară, opt inși au intrat în pădure. Șase s-au întors șchiopătând. Fuseseră împunși. Nu-mi spune de Bambi. Fiarele astea te păcăresc cu ochilor mari și cu blana lor moale. De fapt, ucit cu sânge rece. Te rup în bucăți și se amuză pe seama ta. E clar? Pricep lui? Singur, tată, sunt rele, da. Sunt creaturile nopții, mâncătoare de oameni. Cum zici tu? Ăsta e capătul drumului. Dacă mă pricep să citesc urmele, și mă pricep, cornutele noastre sunt chiar acolo. Acum ești sigur? Le simt mirosul. Ți-e foame? Vă plac clătitele? Perfect! Hei, mă gândil! Bravo ție, Jensen! Ai dobărât un pin! Jensen! E cazul să te înscrii la un curs de vânătoare pentru începători. Bună, băieți! Ce fac vânătorii mei? Grozav, mamă! Groaznic! Nu există căprioare, e o conspirație, vă spun eu! Guvernul a luat căprioarele, iar nouă nu ne-a rămas absolut nimic! Precis președintele mănâncă zilnic carne de căprioară. Ce lume! M-a urmărit! Îl putem păstra, mama? Puiule, nu cred! Sezonul de vânătoare e deschis, nu-l putem adăposti un timp? Păi, e foarte drăguț! Se întoarce tata! Tata, de ce te-ai întors așa de vreme? De ce? Ascundeți ceva? Mi-am uitat gustarea! Ce aduc eu? Poftim, tata! Atenție, sunt ouă acolo! Acum pleci, nu? Ce aveți aici? Uite, aici nimic. Ești deștept, ștrengarule, dar nu te cred. E un câine, nu-i așa? Da, asta e. E câinele lui Grunwald, tata. Ne-a rugat să avem grijă de el, fiindcă... Îl vizitează un unchi alergic. Îl putem ține azi? Să nu intre în camera mea. Pute oribil. Cât paci. Bine, l-am duce înapoi în pădure. Nu! Vânătoarea se încheie peste 3 zile. Îl vor omorâ. Ăsta e micul nostru secret, bine? Firește, la 8 ani e mai ușor să-ți ții respirația o săptămână decât să păstrezi un secret. Hei, lui, ce-i nou? Nimic. Avem o căprioară. Aveți o căprioară? O putem vedea? O putem vedea! Iubitor de căprioare. Ce e asta? Anderson, vino ca. Ai cumva o grădină zoologică acasă? Ce tot spui acolo? Nu nega, ai o căprioară. M-a sunat băiatul meu. Știe de la lui. Nu e căprioară, ci un câine, Petic. Ia spune-mi, Petic ăsta are cumva cornițe? Mergi cumva la bar? Să vedem cine râde acum, băiețaș. Nu-l împușca, tată. Câinele lui Grunwald, da? Petic, he? Nu prea cred. Ăsta e un căprior american de talie mijlocie, precis. He. Vezi bine. Cum de ți-ai dat seama? Păi, în primul rând, nici nu are Petic. Andy, ce te-a apucat? Tu iarăși te-ai lovit la cap?
E un căprioare în patul lui Lui. Poate să fie și un escadron de rebeli sud-americani în sufragerie. Știi regula. Fără arme încărcate în casă, sub nicio formă. Bine, am priceput. Îl putem păstra, tată? Sigur că da. Pus pe perete deasupra canapelei. Ar arăta binișor, nu credeți? Oh, uite-te la el. E tare scump, Andy. Fiți rezonabili. E sezonul vânătorii. De-aia trebuie să-l ținem aici. Doar 3 zile până să încheie sezonul vânătorii. Ce? Să stau în casă cu dușmanul? Nici gând. Poate că s-a pierdut de familie, tată. Tu ce ai face dacă te-ai rătăcit de familie? Aș dansa rumba. Ai spus că e important să știi cum gândește dușmanul. Dacă stai 3 zile cu un căprior, vei ști totul despre el. Vei fi cel mai bun vânător. Știe să pună problema? Te rog, tată. Da, câte sacrificii fac pentru voi. Ura, am câștigat! Perfect, ce bine! Un gest tare frumos, Andy. Îți dai seama ce reputație o să capăt când se va afla că adăpostesc animale rătăcite? Mă vor da afară din clubul elanilor. Oamenii nici nu vor da importanță. Nu vor afla. Nu, zău! Tricouri pentru iubitori de animale. Dă-o la prețul meu, cumpărați acum. Jason, dă-mi o mână de ajutor. Dă-mi țărușul. Țărușul! Țărușul, nu frigarea. În următoarele zile, tata nu a acceptat faptul că avea un căprior. Spera că dacă nu se gândește la el, o să dispară. Căpriorul însă avea alte planuri. Ce naiba. Renunță. La mine nu ține cu trucul ăsta. Nu mă impresionez cu ochii ăștia mari. Eu nu te plac, tu nu mă placi. Așa că s-o lăsă în baltă. Să fim ca Stalin și Churchill. Nu? E cam uscat. Cu patrupedele trebuie să fii dur. Da. Hei, ce e asta? Muștar? Ăsta e pateu. Muștarul nu merge cu pateu. Pleacă de lângă căprior, Anderson. Ce? E o antenă, ce Dumnezeu? Am greșit. Mii de scuze. Acum, dragă, citesc. Ai spus ceva? Nu ai voie în pat. Pleacă. Hai. Andy, ce-i faci bietului animal? Căpriorul a dispărut. Să vede. Se pare că a plecat de lângă fereastră. Ești sigur, Andy? Da, și a pornit încolo spre bucătărie. Da. Căuta prăjiturelele crocante. Dacă știu potecile căprioarelor și le știu, ar trebui să fie... Bingo! Tată, eu am o altă teorie. Fă-mă zevzec. Bine, zevzecule. Andy? Cred că a plecat de lângă frigider și s-a dus la ușa dinspre grădină. Andy, eu cred că lui are dreptate. S-au întâmplat și lucruri mai ciudate. Ce e la micul dejun? Vânătoarea nu s-a încheiat, tată. Căpriorul e afară înconjurat de vânători. Sunt ucigași nemiloși. E legea firilor. Cei puternici supraviețuiesc. Omul împotriva fiare ar fi nedrept să ne opunem evoluției. Cum? Ți se pare drept ca 100 de inși înarmați cu carabine să hăituiască o căprioară? Ei, să-ți explic. E cam așa. Pe de o parte, sunt pe de altă... dragă, ajută-mă. M-am încurcat. În concluzie, există două părți. Hei, hei, hei! Unde-ai plecat, dresorule de căprioare? Îmi duc fiul la plimbare. Ai ceva împotrivă, Jensen? Nu cred. Unde e amicul vostru păros, a? Te referi la oaspetele meu? E în bucătărie, își face un sandwich. Ia uite! Cred că a mers. La o parte, Jensen. Încă am stai în cale. Dă-i drum.
Gata lui? Hei, nu s-a mișcat o oră întreagă? Ai mai văzut capre care să stea atâta nemișcate? O să privesc îndeaproape. Știe că-l urmărim. Vrea să ne intimideze. Păiți! Am fost păcăliți! La atac! Vestea bună e că am descoperit la ce servește manevra asta cu urechea la pământ. Și care e aia proastă? Se îndreaptă spre noi cam 150 de vânători. Tata! S-o ștergem! Tata, uite! E căpriorul! Un băiat și o căprioară, ce scenă minunată! Hai, tată, mai repede! Ce atâta grabă? Hai! Colina le-au prins viață! Te simți bine, amice? Firește! Mulțumesc de întrebare! Data viitoare, las un bilet! Faceți schimb de adrese și hai să mergem! Nu avem timp de pierdut! Aici! Cum stau lucrurile, tată? Se putea și mai bine! Hai, am înconjurat! Înconjurat! Asta e o expresie pesimistă! Putem scăpa de aici? Nu. No. Stai puțin! Nimeni! Dar nimeni nu îl împușcă pe Petic! Ce te-ai cigrit? E doar un căprior! Poate să fie și o fiară sălbatică! E un prieten de familie! Anderson! Anderson, cum rămâne cu vânătoarea lui Feldman? Ia zi! 6 inși au fost împuși! 1, 2, 3, 4, 5, 6! A trecut! Trebuie să treci peste asta, Jensen! Nu mă mișc de aici! Dacă împuși căpriorul, mă împuși pe mine mai întâi! Hei! Hei, e doar o expresie! Nu las de bună! Asta a fost, prieteni! Sezonul de vânătoare s-a închis! Ne vedem la anul! Nu, gata, cu vânătoarea! Mulțumesc, tată, i-ai salvat viața! N-a fost mare lucru! Sezonul viitor, când Petic va crește, n-o să-l mai cruț! Am vrut să te necăjesc! Specia asta nu știe de glumă? Bravo! Mai bine te-am coarnele! Grozavă, săritură! Ești liber! Să mergem acasă, lui! Bănuiesc că nu mai știi pe unde am venit. După acea zi, eu și tata am renunțat la vestele de vânător. Definitiv! S-a terminat, lui! Nu mai sunt în stare să omor căprioare! De ce, tată? Ți-ai dat seama că sunt prietenoase și că nu trebuie împușcate? Nu! No. 3 zile cât am locuit la noi, fiara mi-a învățat toate secretele. Îmi știe mirosul! O să ne spună celorlalți patru pezi, iar ei își vor informa la rândul lor toți amicii. Îmi vor depista mirosul de la distanță foarte mare. Ce părere ai, tată? Ăsta cine mai e? Hei! Uite ce sprâncene are! Arăt ca Fred McMurray! Lui! Vino puțin! Vreau să vorbim despre desenul ăsta. Când desenezi militari, accentuează-le pomeții și fă-le fălci puternice. Trebuie să aibă o privire fermă. Îl știi pe Patton? Îl știi pe McCarthy? Inspiră-te din portretele lor. Erau oameni puternici și Churchill